Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Neața, Cătălin, ești în direct. Bună dimineața! Bună dimineața! Avem vești noi în legătură cu un caz pe care l-ați discutat și voi în emisiunea de dimineață. E vorba de afacerea imobiliară dintre MAPN, un primar PSD și consorțiul German Lidl, în privința unui radar NATO care face parte din sistemul de apărare a bazei de la Deveselu și care ar trebui relocat conform înțelegerii dintre cele trei părți. Ca să rezum totuși cazul, pentru oamenii care nu v-au ascultat acum o săptămână, cred, când am publicat prima oară despre acest caz, Ministerul Apărării Naționale are un radar la Cârcea, undeva în județul Dolj, care face parte, fiind la distanță, dar face parte din apărarea bazei de la Deveselu la mică înălțime, adică avioanele, dronele, echipamentele care ar putea veni împotriva bazei de la Deveselu sunt depistate și cu ajutorul acestui radar. Sunt mai multe, sunt câteva radare, printre care și acesta. La începutul anului 2022, acest an, MAPN a băgat de seamă că se construiește un depozit imens, absolut imens, pe o suprafață de 300.000 de metri pătrați, cu o înălțime de 20 de metri, deci imaginați-vă, asta înseamnă un bloc de 6-7 etaje, pur și simplu, în câmp, foarte aproape de radar, foarte aproape înseamnă 2 km de radar, și că asta poate, conform Ministerului Apărării, nu doar să perturbe radarul, ci pur și simplu să-l facă inutilizabil. Și a dat în judecată firma care a construit. Firma care a construit, consorțiul German Lidl, care este practic liderul hipermarketurilor din România, vânzătorilor cu amănuntul din România, cumpărase de la primarul comunei respective, care fusese și vânzător de terenuri private, terenurile lui, că le cumpărase de la oameni, sau terenurile firmei soției, și în același timp primar care garantase prin contract că vor primi cei de la Lidl, toate cei de la firmă, toate aprobările, ceea ce s-a și întâmplat. Numai că ele erau, potrivit MAPN, ilegale câte vreme n-aveau avizul MAPN, că nu poți să construiești orice lângă o bază militară și lângă un radar important, pentru că asta poate perturba activitatea. Bun, au mers în instanță, numai că la un moment dat s-au înțeles. Brusc, nu se știe de ce. Și au făcut ceea ce se numește o tranzacție extrajudiciar de natură imobiliară, în sensul că au spus, lăsați acolo depozitul că mutăm noi radarul. Bun. N-ai explicat nici acum cei de la MAPN. Ordinul respectiv fost semnat chiar de actualul ministru Vasile Dâncu. Din câte mi-aduc aminte, pe banii supermarketului trebuie să fie făcută mutare. E adevărat, pe banii supermarketului, e adevărat. Dar așa înseamnă că oricine ar plăti... ar putea să mute cum vrea bazele militare din România numai dacă le plătește, practic, da? Adică le muți mai încolo, eventual pe toate peste Dunăre. Bun. Numai că a existat o judecătoare de la Tribunalul Dolj, care se numește Florica Dudu, care pur și simplu a spus nu puteți face acest lucru. Nu puteți. Și argumentația ei este o pildă pentru foarte multe instituții în țara asta, inclusiv pentru ministere. A spus pentru că interesul public, concret interesul apărării naționale, nu aparține doar Ministerului Apărării Naționale. Astfel încât Ministerul Apărării Naționale nu poate renunța la apărarea acestui interes. El aparține publicului, a spus judecătoarea. Deci nu puteți face o înțelegere peste capul publicului cedând ceva ce voi n-aveți. Că acest drept de a fi apărat nu aparține doar Ministerul Apărării Naționale. Ministerul Apărării Naționale. Mi s-a părut o motivare foarte... Foarte interesantă motivare. Foarte interesantă și e de, cum să zic, de repetat așa în mintea noastră. Bun, ok. Ce au făcut cele două părți din care ele teoretic nu sunt împreună în proces, în sensul că nu sunt de aceeași parte a baricadei, nu? Adică una este partea reclamantă, e vorba de Ministerul Apărării, și celălalt este părât în procesul sau reclamat, în fine. La ultimul termen, cel de ieri, da? Au venit și au spus instanței, a spus magazinul și ministerul, nu s-au opus, a scris foarte bine așa, să se schimbe locul procesului. Pur și simplu au cerut strămutarea procesului din Dolj. De ce? Pentru că au fost făcute informațiile publice, pentru că ele au ajuns la presă și oamenii au aflat. Mă rog, instanța a rămas să dea o decizie, vorba de instanța superioară, instanței care a fost practic negată, recuzată, da? Că asta se întâmplă când cer strămutarea procesului. Vom vedea ce decizie vor lua judecătorii, sunt autonomi, e responsabilitatea lor ce decizie iau și cum merge mai departe acest proces. Ceea ce mi se pare foarte interesant este că, deși lumea și-a dat seama,
toți au fost, cum să zic, toată lumea a fost șocată că poți muta un radar, pur și simplu reloca un radar, ca să folosesc exact termenul ministrului Vasile Dâncu, pentru că faci o afacere imobiliară, mai ales în vremurile astea, că nu vorbim despre orice vremuri, îi continuă să se comporte ca și cum ar fi o singură parte. Asta mi s-a părut în continuare, din perspectiva cetățeanului, absolut șocant și am vrut să ofer această informație că e proaspătă, ieri s-a întâmplat acest lucru. Da, e foarte interesant acest caz. Eu îl văd și din alt unghi aici. Este, din nou, statul român reușește să încurce mediul privat, pentru că oamenii aia acolo, adică magazinul Lidl, ei nu s-au apucat să construiască de capul lor. Ei au cumpărat un teren de la un privat și au început să-și construiască un depozit cu autorizație. Iar autorizația a fost dată, din câte înțeleg, tot de la voi, de la ziarul Libertatea, de Consiliul Județean. Adică ei, când s-au apucat să construiască, aveau toate actele în regulă. La un moment dat, după un timp, cineva s-a prins că, păi stai, că mai trebuiau date și alte autorizații care nu există aici. Autorizații care ar fi trebuit date tot de o instituție, o parte a statului român, adică de MAPN. Ori, ăsta este lucru care mie mi se pare totalmente scandalos. Eu nu știu acolo cum o fi luat primarul, tot terenul ăla, bănuiesc un conflict de interese, dar până una alta, niște oameni au vândut un teren unui investitor privat, care și-a luat autorizațiile, s-a apucat să construiască, ca să descopere după aceea că, de fapt, statul român nu și-a făcut treaba. Cine o să plătească pentru toată investiția aia care este întârziată sau chiar irosită acolo? A, pe probabil că Lidl va da în judecată Consiliul Județean. Aha. Dacă acel depozit va fi, centrul logistic va fi dărâmat și vom plăti noi. Uh-huh. Însă, bravo. Vlad, da. Ai dreptate, acesta este un unghi, da? Cu următoarea precizare, pe care simt nevoia să o fac în finalul intervenției mele, te rog să mai intervii dacă e cazul, voi fi foarte scurt. Când o mare companie internațională cumpără terenuri de la primarul comunei respective, finanțează într-un fel conflictul său de interese. Există în codurile de conduită ale marilor companii descurajarea explicită a corupției. Nu cumperi teren de la cel care urmează să dea o parte a aprobărilor, băgându-i milioane de euro în buzunar lui și soției lui. Asta e un comportament care nu se practică în Europeană, în mod normal, de către orice companie, mai ales de către o mare companie. Sigur, e de văzut ce s-a întâmplat acolo, dar tot în articolul, în ancheta voastră inițială, cea despre care am vorbit săptămâna trecută, cred, la noi. Adică era scris că, aflând de faptul că Lidl vrea să facă o investiție în zonă, primarul și, mă rog, soția prin nu știu ce firmă s-au apucat să cumpere ei terenuri din zonă ca să le revândă după aceea companiei. Adică nu e ca și cum Lidl ar fi aflat că primarul are 100.000 de metri pătrați și s-ar fi dus la el să-i spună hai să-l cumpăr. Ăia s-au dus să facă cercetări, ori ăsta ar fi un loc bun ca să facem un depozit regional și primarul, aflând, ar fi început el să cumpere. Așa și este, și colegii, așa este, și colegii din presa locală din Craiova au scris destul de mult despre acest subiect, este perfect adevărat, primarul a venit în întâmpinarea a ceea ce se știa, însă există o responsabilitate, cred eu, considerăm noi, și a marilor companii care fac afaceri de acest gen în România. Da, de urmărit ce o se întâmple acolo. Și în Germania responsabilitatea asta. Da, de urmărit ce o se întâmple acolo, oricum este un caz, cred că e o premieră, n-am avut așa ceva în România, de pe vremea când Gigi Becali făcea schimb de terenuri cu MAPN, nu? Chestie care așa a ajuns în instanță în cele din urmă. Numai că atunci nu-l aveam pe Vladimir Putin în coasta Europei. Aha. Mulțumesc mult, Cătălin Tolontan, pentru intervenție. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.